Această dispută dintre Billie Eilish și Taylor Swift proves once again că internetul has gone wild. Se întâmplă atât de multe lucruri în lume la momentul actual, dar se pare că fandomurile au găsit din nou încă o dramă, iar astăzi vom discuta totul despre ea. Billie Eilish, care are doar 22 de ani și a câștigat 9 Grammy-uri până acum, deși până pe 17 mai avea lansate doar 2 albume, a lansat recent un nou album, Hit Me Hard and Soft, și înaintea lui a dat un interviu pentru Billboard, în care ne explică cum vor arăta vinilurile ei fizic. Copiile de vinil vor fi presate pe vinile reciclat sau ecovinil cu ambalajele realizate din materiale reciclate. Billie Eilish va folosi cerneală pe bază de plante și lac de dispersie pe bază de apă. În loc de folie termocontractabilă, învelișurile albumului vor fi 100% reciclabile și reutilizabile. Aceste schimbări vin în contextul unei creșteri continue a vânzărilor de vinil, însă, deși vinilul este ecologic, ambalajul și producția acestuia au un impact semnificativ asupra mediului. De aceea, a precizat că va lansa tot albumul odată, toate trecurile în aceeași zi, pentru a evita vânzarea excesivă a vinilurilor care pot dăuna mediului. În interviu a zis și că părinții ei au ținut întotdeauna bine informată și extrem de conștientă că fiecare alegere pe care o facem și fiecare acțiune pe care o întreprindem are un impact undeva sau asupra cuiva, fie bun, fie rău. Nu poate ignora pur și simplu ceea ce știe și să-și vadă de afaceri și de carieră fără să facă ceva. În continuare critică pe ceilalți artiști care nu folosesc aceleași metode de apărare a mediului ca ea. Trăim în această epocă în care, dintr-un motiv oarecare, este foarte important pentru unii artiști să facă tot felul de viniluri și ambalaje diferite. Cresc vânzările și numerele și le aduc mai mulți bani, ceea ce e o problemă reală, fiindcă foarte mulți artiști, inclusiv ea, Billie Eilish, a avut numeroase viniluri pentru o piesă, Happier Than Ever, ceea ce, într-adevăr, generează mai multe vânzări. Spre exemplu, sper că nu mai țineți minte pe Louis Fonsi cu piesa lui Despacito. Ei bine, piesa asta a avut succesul pe care l-a avut, în primul rând pentru că piesa era foarte catchy, dar și pentru că Louis Fonsi cracked the code. A lansat numeroase variante ale piesei. Despacito cu Daddy Yankee. Despacito, versiunea salsa. Despacito cu Justin Bieber. Despacito, versiunea în mandarină. Asta e un metodă de marketing pe care și Taylor Swift o practică la greu. Și ce-i drept atunci când Taylor Swift lansează un album, scoate un vinil de o culoare, altul de altă culoare, într-un vinil găsești un bonus track, în altul găsești alt bonus track și așa te găsești cumpărând cât mai mult de viniluri și mama ei a provocat-o, contribuie la clasarea albumelor pe primul loc. La care Billie Eilish devine iritată și spune că nu poate exprima cât de irositoare este această practică. Este chiar în fața ochilor noștri și oamenii pur și simplu o fac, stânga și dreapta, și mi se pare extrem de frustrant ca cineva care face tot posibilul să fie sustenabil și încearcă să implice întreaga sa echipă în această direcție și apoi sunt unii dintre cei mai mari artiști din lume care fac 40 de pachete diferite de vinil doar ca să te determine să cumperi mai mult. Este atât de irositor și mă irită că încă suntem într-un punct în care îți pasă atât de mult de cifrele tale și îți pasă atât de mult de a face bani și sunt toți artiștii tăi preferați care fac asta. Fanii și-au dat seama că persoana pe care o șiduia cu adevărat Billie Eilish în interviul ăsta, deși nu a dat niciun nume concret în toată discuția asta, era chiar Taylor Swift, the eco-friendly queen. Am vorbit mai multe despre asta în clipul ăsta. Și fanii nu au putut să treacă cu vederea peste asta, așa că am încercat să-și apere regina pe Twitter. În ultimii 2-3 ani, Tay-Tay a supra-saturat piața de desfacere. Cu 3 albume pe an, e imposibil să nu te saturi și e imposibil să coboare de pe primul loc din topul vânzărilor. După ce Billie Eilish și-a lansat albumul Hit Me Hard and Soft, Taylor Swift allegedly i-ar fi observat succesul și s-a simțit amenințată pentru că și ea lansase un album înainte care se numește The Tortured Poets Department and she went hard on the sales pentru a-i bloca poziția numărul 1 din topul vânzărilor. A scos mărci, diverse variante de viniluri și pe lângă asta, în piesa ei Fortnite, a colaborat cu Blondish, care este un DJ renumit, un producător de muzică, dar și un activist de mediu. De parcă dacă colaborezi cu un activist de mediu, ți se schimbă cumva imaginea. E bine, Billie Eilish, în ciuda acestui lucru, a reușit să atingă locul 2 pe Billboard, cu 191.000 de vânzări
pure. Vânzările ei n-au fost accelerate de nimic altceva, de pur și simplu muzica ei. Și îmi amintesc în 2019, atunci când Taylor Swift a lansat albumul Reputation, a plâns pentru că nu a fost nominalizată pentru albumul anului la Grammys. Asta poate fi o reacție naturală de dezamăgire după ce a muncit atât de mult pentru albumul ăla. Și acum nu vreau să mă înțelegeți greșit, eu apreciez cât de mult muncește Taylor Swift pentru albume. Astea, să scoți 3 albume într-un an, e nebunie curată. Dar acțiunile ei uneori o fac să pară mai concentrată pe vânzări și pe recunoaștere decât pe calitatea pieselor pe care le lansează. Taylor Swift a recunoscut în multe interviuri că frica ei cea mai mare este aceea de a nu deveni irelevantă. E cunoscută pentru relațiile de PR care nu i-au pătat niciodată imaginea, ba mai mult i-au adus chiar un plus în carieră și au creat și vulvă pe internet, și pentru mișcările strategice atent calculate de a redirecționa atenția asupra unor artiști care au potențialul de a ajunge numărul 1, din nou, asupra ei. Haideți să ne amintim de Olivia Rodrigo. Încă de la începutul carierei ei și-a făcut public admirația față de Taylor Swift. În fiecare interviu în care se ducea, spunea obsesiv cât de mult o iubește pe Taylor Swift și s-a atașat foarte ușor de imaginea ei, până în punctul în care lumea începea să o numească Baby Taylor. Și lucrul ăsta i-a convenit Oliviei, pentru că deși e talentată și deși scrie frumos, să fii asociat cu imaginea lui Taylor Swift îți sporește inevitabil popularitatea. Ceea ce trebuie să recunoaștem e nedrept, fiindcă Olivia Rodrigo a ajuns foarte ușor sub tutela Swifties-ilor, fiindcă în armata ei, pe lângă fani organici, se află în proporție de 60% Swifties, cărora le place și subgenul de Olivia Rodrigo. Dar pentru a-și aduna toată armata asta de oameni, Taylor Swift a trecut prin foarte multe defăimări. În perioada în care nu exista social media, a fost primul artist din întreaga lume care s-a înscris pe o platformă ca să se poată conecta cu fanii ei. Așa că fanii ei au ajuns un lucru atât de sacru pentru ea, încât sunt foarte greu de împărțit cu altcineva. Așa că e inerent cumva să se simtă amenințată de creșterea asta bruscă a Oliviei Rodrigo atunci când Olivia a lansat piesa Deja Vu și a admis că s-a inspirat din Cruel Summer, piesa lui Taylor Swift. Tay-Tay a dat o judecată. De dacă ascultați și încercați să comparați Cruel Summer cu Deja Vu, veți vedea că nu există foarte multe asemănători între piesele astea două, doar începam în două să țipe la un moment dat, dar nu-i de parcă Taylor Swift a inventat țipatul în piese. Și nu e de parcă mai există ceva original în muzica comercială contemporană. Totul se reciclează în muzică și toți artiștii se inspiră unul de la altul, inclusiv Taylor Swift. Recent, Taylor Swift a început să se asocieze cu Sabrina Carpenter, care este rivala numărul 1 a Olivia Rodrigo, cu toții știu acest feud dintre cele două. În cel mai recent album al ei, Dead Poets Department, are o piesă care se numește Clara Bow. Clara Bow. Ah, și ultima strofă. You look like Taylor Swift in this light, we're loving it. You've got it, she never did. The future's bright. Clar că în această strofă se referă la Olivia Rodrigo și admite cumva că se simte amenințată de acest edge pe care l-are ea și nu l-are Taylor. Și chiar că pare capitalistă și obsedată de putere, trebuie să recunoaștem că mișcările astea strategice necesită inteligență. Taylor Swift așa în sine e un geniu al antreprenoriatului și se asigură că tot ce și-a clădit până acum e safe. Da, ăsta este feud-ul dintre Billie Eilish și Taylor Swift. Vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre tot acest canal. Până data viitoare, ne uitați să urmăriți ultimul meu videoclip în care vă prezint o poveste destul de interesantă despre un stalker care a distrus viața unui comediant. A fost un stalking din ăla hardcore, vă recomand să urmăriți videoclipul. Și până data viitoare, eu v-am fost Emma, vă pup, pa!